Excelență, domnule președinte a Parlamentului Republicii Moldova, domnul Igor Grosu, distinsă doamnă ministra sănătății Alla Nemirenko, dragi colegi, onorată asistență, stimați reprezentanți ai mass media. Vă mulțumim că ați dat astăzi curs invitației noastre de a participa la evenimentul din Institutul de Medicină Urgentă, inaugurarea secției de anestezie și terapie intensivă și a cabinetului de angiografie. La momentul actual, Institutul de Medicină Urgentă este cel mai important care deservește pacienții critici în departamentul de anestezie și terapie intensivă. Și această importanță am putut să o obținem numai cu investiții în tehnologii medicale și în echipă medicală instruită. Pentru aceasta suntem recunoscători Ministerului Sănătății și tuturor partenerilor care au participat la această investiție și să vedem astăzi așa o terapie intensivă, luminoasă, frumoasă, cu niște tehnologii care ne fac într-adevăr să fim primii. Sunt tehnologii pentru o terapie intensivă de nivel 3, adică orice pacient poate fi monitorizat la 3 niveluri. Pentru aceasta, noi vom depune tot efortul ca să ne instruim și să ridicăm calitatea asistenței medicale la cel mai desăvârșit punct. Vă mulțumim fiecăruia din colegii noștri pentru ceea ce faceți în fiecare zi, pentru activitatea dumneavoastră și, într-adevăr, ne implicăm în tot ceea ce înseamnă urgențele în Republica Moldova. Cuvânt pentru discurs îi ofer domnului președinte a Parlamentului, Igor Grosu. Doamnă director, doamnă ministru, stimați colegi, bună ziua! Felicitările mele cu acest eveniment foarte frumos. Bucură de fiecare dată, ne bucurăm că reușim împreună cu resursele care le avem noi, dar și cu ajutorul prietenilor noștri să facem astfel de investiții. Aici cred că, ca Maria sa, pacientul să margă fericit acasă, trebuie două lucruri importante. Dumneavoastră, care aveți acest dar de a trata, de a găsi cele mai bune momente și instrumente de modalități de a interveni, și sigur, dotările. Cât de bine n-ai fi intenționat și cât de mult n-ai dori să ajuți, fără aceste dotări, este greu în zilele noastre. Și însăși momentul denumirea urgență. Da? Asta deja implică o mobilizare extraordinară, o intervenție la timp, pentru că într-un final vorbim de a salva viața omului și de a-l face sănătos. Eu vă mulțumesc, aveți o muncă și o sarcină extraordinară. Mai în glumă, mai în serios, știți cum sunt profesii așa care îți poți permite să mai interpretezi, să mai dai cu părerea, după care să revii înapoi la analizele care le-ai făcut. Aici e foarte responsabil și foarte serios și de decizia dumneavoastră, sigur că depinde finalitatea, viața salvată, recuperarea ulterioară a pacienților. Încă o dată vă mulțumesc, aveți tot respectul din partea noastră. O să continuăm să investim, valorificați la maxim tot ce oferă aceste tehnologii și avem tot suportul din partea prietenilor, din partea partenerilor europeni și eu sunt sigur că această investiție este cea mai performantă și cea mai actuală. Următoarea care o să facem trebuie să fie și mai bună, și mai performantă, pentru că totul evoluează. Totul evoluează și viteza cu care evoluează lucrurile, în special în medicină, este una uimitoare.
uimitoare, tehnologii informaționale și noi trebuie să le punem în, în interesul și în folosul cetățenilor, pacienților. Deci, felicitări încă o dată și în ajunul Sfintelor Sărbători, multă sănătate. Unii cred că o să fie pe aici, dar asta e, asta e profesia. Sărbători fericite și mulțumesc foarte mult celor dragi noastre de acasă, care vă rabdă, ne rabdă, cum să le spunem, da? Știu că faceți un lucru enorm și atunci când noi suntem alături de, sau în alte, în alte locații, dumneavoastră sunteți la datorii și faceți un lucru enorm. Salvați vieți omenești! Mersi mult! Cuvânt se oferă ministrului sănătății, doamnei Ala Nimirenko. Bună ziua, domnule președinte, doamna director, stimați colegi, stimați cetățeni. Noi la Ministerul Sănătății trăim extraordinar de multă bucurie în ultimul timp, deoarece a venit timpul să culegem roadele și de fiecare dată acest eveniment nu înseamnă doar o zi de sărbătoare, este practic pentru cineva șansa la viață. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru profesionalismul dumneavoastră, fiindcă aceste echipamente nu ar însemna nimic dacă nu ar fi pe mâini de baci. La Institutul de Medicină Urgență, care de fapt este un obiect, aș zice, strategic și este permanent în atenția Ministerului Sănătății, atât pentru investiții, cât și pentru multe alte schimbări, reforme, s-au făcut extraordinar de multe investiții și vreau să vă spun că nu o să ne oprim aici, ceea ce este foarte îmbucurător. Secția de terapie intensivă, care astăzi o deschidem, o inaugurăm, este reparată capital din sursele proiectului Băncii Mondiale răspuns la COVID-19 și a costat în jur de 16,5 milioane de lei. De asemenea, din sursele atât a Ministerului Sănătății, din bugetul de stat, din sursele companiei de asigurări, sălile au fost asigurate cu mobilier, cu alte echipamente medicale necesare, echipamente de IT care au însemnat încă 8,20 milioane și totalul, costul acestei minunate secții a atins o cifră de 25 de milioane de lei. Secția dată, într-adevăr, va fi mai mult direcționată, deci adresată pacienților celor mai gravi, deoarece un nivel de echipare mult prea înalt este pentru pe 9 paturi și aici aveți tot spectrul de pacienți cu care se ocupă Institutul de Medicină Urgență, cei mai grave, aproape aș zice, pacienți din țară care ajung la dumneavoastră într-o stare acută, atât cu diferite accidente cerebrovasculare, pacienți cardiologici, pacienți traumatizați din diferite accidente și dumneavoastră sunteți cei care aveți nevoie într-adevăr de cele mai sofisticate instrumente. Deci eu aș vrea să anunț, fiindcă nu doar însăși secția, dar echiparea secției este importantă ce conține. Deci, în primul rând, sistemul de aer condiționat este cu flux laminar. Există un aparat de oxigenare extracorporală cu membrană, care îl mai numim prescurtat ECMO, echipament pentru terapii de substituție renală, utilaj de termoreglare terapeutică intravasculară, aparat de apreciere a echilibrului acidobazic, ozonoterapie și un soft de digitalizare care permite colectarea și prelucrarea datelor din terapie intensivă cu fișă de supraveghere electronică integrată. Deci nu o să ratez ocazia să menționăm că am realizat Ministerul Sănătății reparații capitale în 11 secții din spitalele țării cu o sumă totală de 187,320 milioane de lei care au fost din cadrul acestui proiect. Acestea sunt banii țării, deoarece a fost un proiect de credit luat în perioada pandemică. Deci putem să ne bucurăm că oamenii plătind știu pentru ce plătesc. De asemenea, astăzi anunțăm deschiderea, crearea cabinetului de angiografie, care a fost dotat cu procurarea din partea Ministerului Sănătății. Este un angiograf biplanar, echipament de ultimă generație, pentru ca să vă ajute atât să diagnosticați, dar și să tratați chirurgical afecțiunile vasculare.
Deci veți avea posibilitatea pentru diferite intervenții, realizarea diferitor intervenții, deci intraoperatorii, și să vizualizați, să spunem așa, în direct, atunci când aveți nevoie, despre faptul cum decurge operația. Acest echipament va ghida chirurgii pentru ca să atingem într-adevăr un rezultat deosebit. Deci, investiția în cabinetul de angiografie a constituit circa 16,5 milioane de lei și atât achiziționarea acestui echipament, cât și altora a serviciilor de proiectare, lucrările de reparare, de instalare, de asemenea au fost surse din bugetul de stat și din sursele proiectului Băncii Mondiale. Vreau să menționez că am procurat 2 angiografii biplanare, un altul va fi în curând instalat, dat în funcțiune la Spitalul Clinic Republican, astfel și alți colegi într-un alt spital se vor putea bucura de succes. Total, în ultimii 2 ani, din diferite proiecte, din banii bugetului de stat, din banii companiei de asigurări, din banii partenerilor noștri cu care lucrăm foarte strâns, înaintăm proiecte și ei ne susțin totdeauna, Guvernul Japoniei, Guvernul Statelor Unite, toate țările Uniunii Europene, investițiile în spitalul dumneavoastră au atins la moment suma de 200 milioane de lei. Deci eu nu știu dacă am adunat mulți ani din urmă, s-au făcut așa investiții majore în acest spital. Deci, pe parcurs, instituția a fost dotată cu tomograf computerizat, ultrasonograf modern, generatoare electrice, aparate de anestezie, aparate de hemodializă acută, de plasmofereză, analizatoare, defibrilatoare, analizator pentru aprecierea echilibrului acidobazic, brancarde, mobilier, a fost reparat capital secția anestezie și terapie pe care o vedem acum, efectuate lucrări de construcție a unității de primiri urgente, care exact un an în urmă am inaugurat-o și activează destul de bine. Lucrări de reconstrucție a Centrului Național de Epileptologie se desfășoară, reparația mai multor secții din cadrul instituției, lucrări de extindere a rețelei de gaze și unul din cele mai mari proiecte de reconstrucție a unui bloc operator, care va fi de asemenea dat în curând în exploatare, cu 15 săli de operații care vor veni în ajutorul dumneavoastră, astfel ca să vă demonstrați toată maestria de personal medical extraordinar de profesional. Aceste deschideri, inaugurări, puneri în funcțiune fac parte din planul nostru al Ministerului Sănătății de modernizare a sistemului de sănătate și noi ne ținem de el foarte strâns. Suntem prezenți în toată țara, nu doar în așa instituții strategice. Eu vreau încă o dată să vă mulțumesc foarte mult pentru profesionalismul, dedicația cu care activați, pentru faptul că sunteți în ture în zilele de sărbători atunci când toți ceilalți cetățeni se odihnesc. Să vă doresc sărbători pascale luminate, dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, celor dragi, să aveți toate cazurile reușite în practica dumneavoastră medicală și mă utilizez astăzi această ocazie să felicit presa cu ziua dumneavoastră profesională și să vă doresc să demonstrați totdeauna obiectivitate și să aduceți în casa cetățeanului știrile bune, știri pozitive mai mult decât negative, să fiți alături cu noi și vă mulțumim că într-adevăr sunteți alături cu noi în toate evenimentele pe care le desfășoară Ministerul Sănătății. Deci, bucurați-vă de, dragi colegi, de toate aceste investiții, ele sunt pentru dumneavoastră și pentru cetățenii scumpii noastre țări. Mulțumesc! Terapia intensivă este zona unde miza pentru salvarea de vieți omenești se bazează pe cunoștințe, dar și pe ajutorul lui Dumnezeu. Încă o dată aducem mulțumiri tuturor celor care lucrează în fiecare zi, începând cu clinicile universitare, medici, rezidenți, asistente medicale, infermiere, pentru tot ceea ce faceți. Cuvânt se oferă șefului Departamentului de Anestezie și Terapie Intensivă, domnul Sergiu Covulețchi. Mulțumim, bună ziua! Stimat președinte, stimată doamnă ministru, stimați colegi, invitați, presa care noi așteptăm tot timpul cu nerăbdare, să ne lăudăm cu ceea ce facem. Am avut o perioadă de COVID, care terapie intensivă a trecut-o cu brio. Spitalul nostru avea 50 de paturi de terapie intensivă, a fost tot asta arătat în presă. Ne aducem aminte cu bucurie că am salvat mulți oameni. Astăzi
suntem la un eveniment care trecem la o altă etapă a terapiei intensive de gradul 3. Aici sunt implementate toate tehnologiile care sunt astăzi. Să spunem așa, în toți aceștia 2 ani cât s-a făcut reparația, noi am avut posibilitatea să le aducem în țara noastră. Lucrez aici mai mult de 30 de ani. În sfârșit, noi avem așa posibilitate. Să facem oamenilor decent să afle în terapie intensivă. După câte vedeți, le facem condiții ca ei să simtă ca acasă. Mulțumim tuturora care au contribuit la așa ceva. Finanțatorilor, muncitorilor, arhitecților, care anii aceștia au trecut în zona aceasta și au făcut lucruri frumoase. Mulțumim mult! Nu vreau să vă spun că vă așteptăm în ospiție, dar așa veniți când doriți. Toate cele bune! Evenimentul nostru a luat sfârșit. Eu, la fel, vă doresc sărbători pascale, credință, lumină și noi vom fi la datorie. Mulțumim mult și vă invităm pentru o fotografie în comun. Mulțumim!